Bine ați revenit! O să-i dau cuvântul acum lui Petru Jucovski de la Microsoft România să ne vorbească un pic mai mult despre mobile, că până acum am vorbit mai mult despre cloud. Petru? Mulțumesc! Vom vorbi și despre cloud și despre mobile, fiindcă ideea e că cu apariția multor dispozitive mobile în piață apare și necesitatea de procesări în background. Și imaginați-vă servicii pe care le puneți la dispoziție chiar și diverselor companii sau chiar către consumeri, către consumatori. Dacă numărul acestora crește și aplicația este descărcată foarte mult, evident că trebuie să aveți ceva care să susțină acea aplicație și toate accesările pe care le face acea aplicație. Scopul prezentării mele este să intru în niște detalii un pic mai tehnice, să-i spun. Am să povestesc un pic despre un important diferențiator pe care îl văd legat de Windows Phone 7 față de alte tehnologii de dezvoltare pe telefonie mobilă. Dar în același timp, în cea de-a doua parte a prezentării, aici unde vorbim despre notificări și cloud, am să arăt cum se poate folosi Windows Azure pe alte platforme, platforme mobile, cu scopul, exact cu același scop, de a face ca acele aplicații pe telefoane mobile să fie cât mai scalabile. Mai bine zis, back-end-ul acelor aplicații să fie cât mai scalabil. Și voi povesti la sfârșit despre o inițiativă de la Microsoft Research, care se numește Project Hawaii, care, apropo, are un foarte, e o chestie foarte interesantă pentru acele afaceri care se bazează pe a oferi servicii de tip ticketing, suport și lucruri de genul ăsta. Imaginați-vă companii care practic, companii de tip telesales, care astăzi telefonează diversi clienți sau oferă servicii de telefonie printr-o variantă automată, prin voice recognition, și cum toată acea chestie poate fi pusă astăzi în practică folosind servicii de cloud. Astăzi Microsoft Research are o soluție pentru așa ceva, pentru Windows Phone 7 și pentru alte platforme mobile. Și proiectul se numește Project Hawaii și am să fac câteva demonstrații în acest sens. Am să încep cu principalul diferențiator. Bine, sunt mai mulți diferențiatori, dar unul dintre diferențiatorii care este foarte important pentru dezvoltatori, dar în același timp și pentru consumatorii de aplicații. Și toată povestea vine de la faptul că dacă ne imaginăm care sunt telefoanele mobile și platformele disponibile astăzi, o să vedeți o diferență foarte importantă în felul în care pe telefoanele cu Windows Phone 7 se poate scoate în evidență niște informații fără a avea aplicația pornită. Lucrul ăsta este posibil prin faptul că pe Windows Phone 7 aceste pătrățele, și de fapt interfața se numește Metro UI, cred că ați auzit, apropo de Metro UI, anunțurile legate de Metro UI și în Windows 8, și încheie discuția aici, fiindcă e subiect care e foarte interesant, dar nu e scopul prezentării, scoate în evidență diverse informații. Și acele informații, pe lângă faptul că pot fi informații legate de persoane, contacte pe care le am pe telefon și care sunt foarte interesante pentru consumatori uzuali, dar în același timp pot deveni și niște elemente foarte importante chiar și pentru aplicații de business. Diferența între cei ce avem pe Windows Phone 7 prin aceste pătrățele este că pe alte platforme avem doar iconițe cărora le se pot asocia informații adiționale, cum ar fi, de exemplu, în momentul în care primesc mail, îmi apare un număr undeva în colțul iconiței care îmi spune că mi-a intrat un nou mail. Cu aceste pătrățele care pe Windows Phone 7 se numesc tile-uri, se pot face mult mai multe lucruri. Și asta am să încerc să povestesc în minutele următoare și vom vedea cum noțiunea de tile-uri și modelul de notificări peste acele tile-uri pe platforma Windows Phone 7 și după aia cu Windows Azure pot aduce multe beneficii în legătură cu aplicațiile pe care le punem la dispoziție utilizatorilor finali.
Cum spuneam și mai devreme, dacă pentru consumatori aceste cutiuțe, aceste pătrățele sau tile-uri pot conține niște informații destul de importante, mail-uri sau noi persoane pe care le contactăm prin Facebook, de exemplu, pentru dezvoltatori, modalitatea prin care acele informații ajung în acele tile-uri se face prin push notification. Tehnologia de push notification există și pe alte platforme, pe unele dintre ele chiar așa se numește, pe iOS chiar se numește push notification, pe Android se numește altă, am uitat cum se numește, vă zic mai încolo. Dar ideea e că principiul funcționează pe toate platformele. De aceea și în cea de-a doua parte a prezentării o să vedeți că Windows Azure poate soluționa multe chestii din punctul ăsta de vedere. Haideți să vedem în ce constă un astfel de tile, pentru ca să vedeți încotro sau cât de mult putem să inovăm în direcția asta. Ele, de fapt, reprezintă niște shortcut-uri pentru aplicații. Odată o aplicație instalată pe Windows Phone 7, aceasta poate fi pus pe, cum ar veni, pe pagina de start al telefonului, pe acel desktop al telefonului. Acestea pot fi statice sau dinamice, de două dimensiuni, small sau large. Cel mai important este faptul că utilizatorul are controlul total asupra acelor iconițe, faptul că în spate poate lansa o aplicație, de fapt. O modalitate prin care se pot compune acele tile-uri este că pot porni de la o imagine de background, pot veni cu un titlu specific aplicației sau cu un titlu specific notificării pe care o fac pe telefon. În plus, adăugând informații legate de faptul că dacă sunt mai multe notificări pe care le fac în ultima perioadă de timp, acelea le pot cumula într-un număr și obțin o compoziție sub formă unui astfel de tile. Mai mult decât atât, treaba asta este pusă din perspectiva aplicațiilor existente astăzi și am încercat să dau câteva exemple, să vedeți cam cum diverse aplicații folosesc aceste tile-uri pentru a notifica diverse lucruri. De exemplu, cea mai interesantă după mine și ar fi foarte interesant să o avem în România la un moment dat, prin intermediul unor informații publice oferite de diverse instituții, este posibilitatea de a vedea doar printr-un astfel de tile, fără a deschide o aplicație de GPS, să văd traficul prin zona în care mă aflu și să pot primi notificări că pe un anumit traseu pe care urmează să merg, ar trebui să încerc să-l evit din cauza traficului care îl avem în zona respectivă. Interesant este că există foarte multe aplicații în marketplace care folosesc acest principiu și îl folosesc anume din cauza că e unul dintre elementele inovatoare pe care Windows Phone 7 le oferă astăzi. Mai interesant, în schimb, este faptul că acel tile, și dacă vă gândiți la acel tile ca fiind o iconiță pentru aplicație, dar o iconiță mai dinamică, aceste tile-uri pot reprezenta și anumite zone din aplicație pe care le pot pune pe desktop-ul telefonului. Și imaginați-vă doar o aplicație de citit știri. Aplicația în sine are o iconiță personalizată, toate știrile la care sunt abonat îmi vor da diverse notificări, dar ce pot să fac în schimb este să-mi definesc un al doilea set de tile-uri care să-mi permită să merg în aplicație, să încarc aplicația, să merg în zona de știri și să-mi aleg doar știrile din secțiunea economic, pe economie, și să-i spun PIN to start. Adică iam doar acea zonă și doar pe acea zonă dăm notificări și atașează-mi în partea de desktop al telefonului. Cu alte cuvinte, pot să mă abonez în felul ăsta, atât la notificări cât și la zone din aplicație, prin posibilitatea de a defini aceste tile-uri secundare. Un lucru care aduce multe alte beneficii pe lângă cele pe care din prima tile-urile le aduc. Dacă e să intrăm mai în detaliu, și exact asta am încercat să exemplific aici, este că am tile-ul principal
al aplicației mele, însă pot să mă abonez, de exemplu, la știrile locale sau la știrile din întreaga lume și fiecare dintre acestea să primească notificări separate, fiindcă este o zonă diferită din aplicație, și să îmi iau acest style și să îl pun pe pagina principală de start a telefonului. Ok. Evident că sunt și câteva limitări. De ce sunt importante limitările astea? Fiindcă prima dată, cel puțin când am văzut aceste noi funcționalități aduse pe platforma Mango, care, apropo, tile-urile secundare sunt disponibile astăzi pe platforma Mango, pe noul build de Windows Phone 7, am început să mă gândesc la o grămadă de scenarii în care toată povestea asta poate fi folosită. De la aplicații consumator, așa cum am spus, în scenariul aplicațiilor în care poți să citești știri, până și la aplicații de business, în care aș fi foarte interesat ca persoană care iau decizii să mă atașez și să primesc notificări doar pe anumită zonă în care primesc, de exemplu, rapoarte zilnice despre situația business-ului sau alte tipuri de situații care sunt reprezentate prin grafice. Aceste limitări, în schimb, țin mai degrabă de felul în care informațiile sunt afișate. Imaginea din spatele acelui tile poate avea maxim 80 de kilo. Pentru a face aplicația cât mai performantă și mai degrabă pentru a nu consuma foarte repede bateria telefonului, una dintre condițiile este că timpul de descărcare a informațiilor de pe un anumit serviciu să nu depășească 60 de secunde. Și o scurtă paranteză aici, vă recomand să vă uitați la ultimele adăugiri pe platforma .NET din punct de vedere a dezvoltării aplicațiilor în, pe pattern-ul asincron și în special pe noutățile aduse pe .NET Framework 4.5, care astăzi este într-o variantă CTP. Ceea ce o să vedeți acolo este că acest pattern asincron pe care îl știm în .NET Framework 4.0 prin biblioteca de task-uri și alte chestii de tipul ăsta se extinde foarte mult și ne dă posibilitatea să facem aplicații mult, mult mai scalabile din punct de vedere al accesului la date și a cantităților mari de date. E un beneficiu mai degrabă adus dezvoltatorilor decât neapărat un lucru pe care îl vedem imediat ca beneficiu în aplicațiile finale. În același timp, alte lucruri care țin de felul în care interacționăm cu aplicația, de genul să fim foarte preciși și foarte clari în ceea ce privește update-urile pe care le facem peste informațiile care sunt deja în aplicație, în așa fel încât aplicația să nu preia în totalitate controlul peste telefon, fiindcă tendința pe platforma Windows Phone va fi să înceapă să întrerupă diverse apeluri la serviciile pe care le avem pornite în momentul respectiv. Ceea ce este interesant este că ne putem și abona la acele notificări pe care le primim pe tile-uri și tipurile de abonări se referă la timp, și anume one time, să se facă notificarea odată. Scuze, e un buton aici de volum care îl tot apăs. În fiecare oră, în fiecare zi și așa mai departe. Cu alte cuvinte, lucrul ăsta precizează foarte clar felul în care trebuie să interacționez cu datele și cât de des să fac mecanismul de notificări să se întâmple. Pentru programatori, în general, lucrurile sunt foarte, foarte simple. Am să vă dau chiar un exemplu de o aplicație pe care o găsiți în training kit-ul de Windows Phone 7. De ce am ales acea aplicație? Fiindcă e cumva cel mai simplu de înțeles procesul în sine. Însă pentru programator lucrurile sunt foarte, foarte simple și totul se referă la partea de abonare la date, specificarea acelei imagini care va fi schimbată în dependență de datele pe care vin. De exemplu, vreau să schimb imaginea în cazul în care sunt într-o aplicație de vreme sau cu ce vreme e afară. Ar fi bine să schimb imaginea, fiindcă dacă serviciul de vreme îmi dă că afară e ploaie, să pun și o imagine cu ploaie în spate.
și trebuie la sfârșit să fac nimic altceva decât să mă abonez la acele lucruri. Pentru a face aplicațiile performante, există multe posibilități de a face ca procesul de notificare să fie unul foarte, foarte precis și foarte performant din punct de vedere a utilizărilor de resurse. Însă pe Windows Phone 7, update-ul de Mango, se vine cu o chestie care ne dă posibilitatea ca procesul de notificare să se întâmple într-o manieră cât mai performantă, în așa fel încât agentul care mă ajută să stau, abonat la acele informații, să-mi aducă datele într-o formă cât mai transparentă. Cu alte cuvinte, în același timp și pentru dezvoltator lucrul devine mult mai ușor. Programatic devine mult mai ușoară treaba. Ceea ce trebuie să știm despre procesul de notificare este că astăzi procesul de notificare prin aplicații trebuie și va fi în continuare un serviciu foarte controlat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că chiar dacă scriu o aplicație în care pot notifica utilizatorul cu diverse informații noi care vin în acea aplicație, tot procesul de notificare va trece prin niște servere Microsoft. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că automat acele notificări sunt verificate din multe puncte de vedere. Securitate, conținut și alte nebunii. Și e și normal să se întâmple așa. De ce? Fiindcă nu ați vrea să deveniți brusc abonat la alte prostii. Ok? Pentru ca să exemplific exact lucrul ăsta, în mod normal, imaginați-vă că aici am un dispozitiv și nu neapărat un dispozitiv cu Windows Phone 7, ci dispozitiv în general, fiindcă pe același principiu merg și ceilalți furnizori de tehnologie. Și am un serviciu pe care l-am implementat, care, mai știu eu, notifică utilizatorul cu diverse lucruri. Ceea ce se întâmplă, de fapt, este că se stabilește o legătură între servere Microsoft pentru serviciul de notificare, în așa fel încât se emite un token pe baza căruia se vor verifica următoarele notificări care se fac. Evident că, având un serviciu pe care îl fac eu disponibil utilizatorului, acesta are un URI, adică, cu alte cuvinte, o modalitate de acces la el. Și printr-un HTTP post, prin mesaje de tip HTTP, pe post, se fac verificări între serviciul ăsta third party care îl pot implementa chiar eu prin serverele Microsoft. Și după cum observați, comunicarea ulterioară se face prin verificarea mesajelor pe baza acelui token. Cu alte cuvinte, nu o să pot să trimit chiar orice pe telefonul utilizatorului. Mai mult decât atât, tot ce înseamnă notificare e o acțiune pe care tot utilizatorul o controlează. Dacă utilizatorul vrea să fie notificat, are posibilitate din setările telefonului să zică lucrul ăsta. Dacă nu, nu va fi notificat. Și evident că e foarte important de știut care sunt tipurile de notificări. Sunt trei tipuri. Foarte simplu, după mine. Notificările raw, alea crude, cu alte cuvinte se referă la faptul că pot avea și servicii care nu neapărat merg pe cele mai noi tehnologii. Ați auzit în prezentările de mai înainte, OData, care se bazează pe JSON sau Atom, și așa mai departe. Pot avea servicii destul de bătrâne tehnologic, dar, în schimb, în continuare, se le pot foarte ușor integra într-o modalitate de a face notificări către utilizator. Dacă încep să implementez aplicații noi, servicii noi, evident că ar fi interesant să merg pe varianta de notificări de tip Toast, care face nimic altceva decât să îmi dea posibilitatea să definesc o notificare pe baza unei scheme, fiindcă, după cum am spus, mesajele de notificare sunt, în general, niște chestii foarte controlate. Și sunt câteva lucruri care trebuie luate în considerare legate de faptul că o aplicație care este notificată sau utilizatorul prin acea aplicație, dacă este notificată, acea aplicație poate să nu ruleze.
Da? Deci, cu alte cuvinte, dacă aplicația este instalată, în momentul ăla poate fi notificată. Și notificările de tip tile sunt cele pe care le-am arătat mai devreme. Cu alte cuvinte, pot primi notificări pe acele iconițe, pe acele pătrățele pe care utilizatorul le are pe ecran. Dar dacă e să fac o comparație cu cele toast, în general notificările toast pot fi doar niște mesaje de genul. Imaginați-vă o aplicație de tip de știre sau de vreme. Eu sunt notificat la ea, cu alte cuvinte, primesc update pe iconița aplicației, dar în același timp am posibilitatea să primesc din când în când mesaje care să-mi spună că vezi că într-o anumită zonă din România a pornit, e cu tremur sau e, de exemplu, furtună sau lucruri de genul ăsta. Și automat, fiind în cu totul alte aplicații, neavând contact cu ecranul principal de telefon, să pot primi astfel de notificări. Cam astea sunt, în principal, scenariile de utilizare. Sunt câteva îmbunătățiri destul de importante, fiindcă noțiunea asta de push notification nu e ceva nou. Odată cu lansarea platformei a apărut și noțiunea de push notification. Însă pe noul build de Windows Phone 7, în general, sunt extrem de multe chestii care se îmbunătățesc. Cum, de exemplu, v-am și spus, tile-urile secundare, posibilitatea de a face multiple notificări în același timp și lucruri de genul ăsta. Cum arată un toast notification? Exact cum vă povesteam, sunt într-o aplicație, cu tot o altă aplicație la care aș putea fi abonat sau nu, și toast notification e o chestie care apare aici sus. Și tot ce trebuie știut este că o astfel de notificare are o iconiță specifică a aplicației, două zone de text, numele mesajului și, efectiv, conținutul mesajului, că pot fi tipuri de mesaje, gen alertă sau chestii critice. Și treaba pe care o spuneam, că utilizatorul poate opta pentru faptul că poate primi astfel de notificări. Și haideți să vedem concret cum arată niște aplicații care folosesc lucrurile astea. Am o aplicație destul de simplă, cum am și spus, care arată ceva de genul. Asta e partea de server pe care vă arăt acum. Și am să pornesc și partea de... partea de client, care e o aplicație în emulatorul de Windows Phone 7. Primul lucru pe care trebuie să-l observăm este, cel puțin dacă nu vedeți în spate, statusul ready îmi spune că există o legătură între aplicația mea și serverul de notificare Microsoft, care prin serviciile pe care le oferă acele servere de notificare îmi dau posibilitatea să văd când acel status de conectare. Ce face aplicația efectiv? Trimite diverse notificări către aplicația client de pe telefon. Și haideți să vedem primele lucruri pe care le putem face. De exemplu, vreau să schimb orașul în care să trimit notificare către aplicație de pe client și orașul va fi Londra și să spunem că nu sunt, sunt 42 de grade Fahrenheit. Și tot ce trebuie să fac este să fac send. Și în mod normal ar trebui să primim... Haideți să facem cu RO, data. Ar trebui să primim și notificarea prin faptul că vedem pe partea de client că s-a modificat povestea. Ce aș mai putea să fac este să schimb un pic modalitatea de vizualizare a informațiilor și anume să... o secundă. Să fie cloudy, de exemplu. Automat se schimbă și iconița. Sau, de exemplu, să fac o notificare de tip toast și să spunem că... Haideți să găsim ceva specific furtunei. Da, haideți să facem așa, thunderstorms și chestii de genul ăsta. Ok.
Da, a apărut jos. Da, observația a apărut jos. Bine, în partea de emulator, mai ales că sunt cu o aplicație pornită, mesajul scriu jos. Dacă sunt într-o altă aplicație, o să vedeți, cum ați văzut și în slides, scenariul de afișare în zona de sus. Și așa mai departe. Deci, cumva, cei ce vedeți aici demonstrează câteva exemple prin care poate fi testată povestea asta de trimitere de notificări. Partea interesantă, în schimb, este cu ce interacționează utilizatorul final, mai bine zis programatorul. Și lucrurile sunt destul de simple aici. De exemplu, ceea ce vreau să ne uităm prima dată este serviciul pe baza căruia se face subscrierea la astfel de notificări. Și haideți să vă arăt un pic acea logică. De exemplu, ce înseamnă să fac subscrierea adică abonarea la un serviciu de notificare. Și serviciul de notificare, dacă vă aduceți aminte când am desenat acel grafic, are un URI pe baza căruia se poate accesa. Și după cum observați, în obiectul de subscribers, fiindcă în aplicație pot fi abonat la mai multe notificări, se adaugă acel URI și automat tot ce înseamnă platformă de dezvoltare cu Windows Phone 7 rezolvă chestiile legate de subscrierea la acele lucruri. Ce e important este cum primezi după aia mesajele. Și mesajele... imediat să le găsim în... Așa... De exemplu, când fac trimiterea de o notificare de tip toast. Ce înseamnă asta? Adică vreau efectiv să spun un simplu mesaj de genul alertă de vreme. Și observați un pic ce se întâmplă pentru... Bine, asta probabil că pentru programatorii mai interesant. Există acest obiect Registration Service care, printr-o singură funcție, îmi dă posibilitatea să văd acea colecție de subscrieri la care m-am abonat. Se definește obiectul de tip Toast Push Notification și specific tipul și mesajul. Și pentru toate abonările pe care le-am făcut, pot să folosesc chestia asta cu for each. E o treabă pe care o aveți din .NET Framework 3.5 cu expresii lambda. Puteți să faceți trimiterea asincronă, cu alte cuvinte, dacă pe unul dintre dispozitive mesajele ajung mai devreme sau mai târziu, vă asigurați că efectiv interfața nu se blochează, deci povestea e asincronă și nu sincronă. Și după cum observați, tipul notificării este de tip toast, adică automat Windows Phone 7 va interpreta acel mesaj ca o modalitate de afișare în partea de sus a ecranului. Cam același lucru, pe baza aceluiași lucru se face și notificarea, de exemplu, pe partea de tile-uri. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă aplicația este pusă pe ecranul de start, și am să vă arăt imediat ce înseamnă lucrul ăsta, notificările de tip tile pot avea o altă imagine în urma notificării pe care o fac. Numărul acela pe care îl pot pune în partea de sus, care îmi spune noile notificări pe care le primesc, poate fi, de exemplu, temperatura și tipul exact unde se întâmplă lucrul ăsta. Și iarăși pe același procedeu, primit aceleași notificări către toate serviciile la care sunt abonat în momentul respectiv. Și efectiv, ca să exemplific treaba asta, imaginați-vă că ies din aplicație, iau această aplicație, îi fac pin to start și cam așa arată aplicația. Și, de exemplu, vreau să fac o trimitere de tip tile, în așa fel încât să o văd aici. Cu alte cuvinte, dacă merg în momentul ăsta și am să fac o trimitere cu o nouă temperatură, se va schimba în 96. În același timp, plouă, iarăși se vede lucrul ăsta. Da? Deci, cumva, lucrurile sunt destul de transparente pentru dezvoltator, mai ales că
platforma astăzi oferă un beneficiu important pentru dezvoltatori, ca toate lucrurile astea să se întâmple asincron, prin partea programatică cât se poate de rezolvată. Deci lucrurile astea sunt destul de simple și ușor de rezolvat. Haideți să vedem încotro putem să mergem cu povestea asta. Bine, înainte de asta vreau să vă dau doar câteva informații legate de ce statusuri puteți primi, fiindcă trimiterea unor astfel de notificări se bazează foarte mult pe faptul că dispozitivul este în rețea, este conectat, deconectat și toate aceste lucruri putem să le primim ca și mesaje prin acele headere pe care serviciile de notificare le oferă. Mai multe informații aveți pe MSDN. Mai mult decât atât, sunt două principii de trust care se obțin în momentul în care mă abonez la un astfel de serviciu de notificare. Prima modalitate de trust e pe bază de autentificare și, de exemplu, pot fi în scenariile în care pot primi notificări doar dacă sunt autentificat în aplicația respectivă. Și imaginați-vă aplicații chiar de business, în care mă conectez la un CRM, la un ERP care stă undeva și pot fi notificat în așa fel încât doar pe baza autentificării să primesc acele informații. Și efectiv autorizare. Autorizarea se referă efectiv la faptul că pe Windows Phone 7 comunicarea pe bază de notificare se face numai prin tokenuri. Deci lucrurile sunt destul de controlate și nu pot fi, să zic așa, manevrat în așa fel încât să ofer un cu totul alt conținut decât cel la care am fost abonat. Și aici am vrut să ajung. Povestea asta cu notificările ajunge într-un punct în care imaginați-vă dacă la o simplă aplicație de vreme am mulți utilizatori care le folosesc și e una dintre aplicațiile cele mai descărcate de pe Marketplace, ajung să am mulți clienți, dar și abonați la diverse servicii ale aceleiași aplicații, evident că serviciul meu, care efectiv trimite notificări, deși o face prin serverul Microsoft, trebuie să fie în stare să țină aceste cereri. Și povestea devine foarte interesantă, fiindcă în cloud, pe diverse platforme, se oferă suport pentru așa ceva. Există trei chestii care Microsoft le-a oferit până acum. Primul lucru care a apărut a fost Windows Azure Toolkit for Windows Phone. Cu alte cuvinte, pentru cei care dezvoltă pe Windows Phone astăzi, există niște biblioteci care vă dau posibilitatea ca toate aceste notificări, servicii de relay pe care le-am arătat, să se întâmple prin Windows Azure. Același lucru este disponibil și pentru cei care fac dezvoltare pe iOS și pe Android. Și am pus și versiunile pentru că povestea asta cu Android a apărut în august, prima versiune. Și ce este important este, așa se numea serviciul de la Google, Cloud to Device Messaging, nu Push Notification, ci Cloud to Device Messaging. Ei au pus un nume ca să se înțeleagă că povestea asta funcționează și în cloud. Și ce rezolvă aceste trei toolkit-uri pe toate trei platforme este că vă dă posibilitatea să autentificați utilizatori bazându-vă pe ASP.NET Membership. Cu alte cuvinte, dacă aveți o aplicație de business care autentificarea se bazează pe providerul ăsta de autentificare, o puteți rezolva și pe partea de notificări transparent. În cazul în care nu, aveți posibilitatea să autentificați utilizatorii prin access control-ul din Azure. Adică, dacă, de exemplu, utilizatorul nu are Live ID, poate avea Google ID sau poate avea Open ID. Ei, cu Access Control, cu cei ce oferă cloud-ul pe partea de autentificare și autorizare pe diverse aplicații, acest ACS îmi poate rezolva problema asta. Și îmi poate rezolva în ce sens? În sensul că de fiecare dată când vin noi utilizatori, procesul de autentificare devine foarte transparent și nu trebuie să țin bază de date cu parole și utilizatori la mine acasă. Se ocupă cloud-ul pentru a rezolva discuția. Notificări pe Microsoft, notificări pe platforma Apple și Google. Mai mult decât atât, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă partea asta de autentificare, în special la utilizatorii pe ASP.NET,
aș vrea sesiunile de autentificare să le țin o perioadă cât mai lungă. De exemplu, să nu pun de fiecare dată utilizatorul când pornește aplicația, mai ales că el deține telefonul, să pun să se autentifice în sistem. Și atunci, pentru stocarea sesiunilor, pot merge pe soluții de a salva sesiunea în tabele pe Azure. Un exemplu aici pot să vă dau. De exemplu, dacă aveți soluții de CMS, bazate pe WordPress, de exemplu, se pot face ca acele sesiuni de autentificare pe WordPress să fie stocate pe Azure, în așa fel încât să faceți un WordPress să fie scalabil în cloud. Da? Adică să fac mai multe instanțe de WordPress să răspundă la aceleași cereri. Și, evident, că lucru cu bază de date în cloud. Project Kawaii. Haideți să vedem întâi ce face. Ceea ce nu puteți face astăzi cu notificările este faptul că ați vrea ca două dispozitive să poată să comunice direct, fără să aibă acel intermediar prin serverul Microsoft. Și pentru asta vă trebuie un serviciu de relay care astăzi, prin acest proiect Hawaii, Microsoft îl oferă prin Hawaii Relay Service, care două dispozitive sau două aplicații mai degrabă pot comunica direct. Deci nu mai trebuie să facă legătura prin cloud pentru a face treaba asta. Okay? Adică îmbunătățesc câteva chestii la nivel de platforma telefonului pentru ca să ofere așa ceva. Rendezvous Service, în general, este vorba despre, ca să dau un echivalent, programatorii cred că știu la ce mă refer. În .NET Framework, cred că 4.0, s-a introdus posibilitatea de a face comunicarea între procese și posibilitatea de a numi acele procese, în așa fel încât comunicarea să se facă pe bază de nume de proces și nu efectiv aplicația care rulează pe acel proces. Cam pe același model funcționează și Rendezvous Service, în sensul că dacă eu am două dispozitive care au niște nume, eu mai degrabă fac acea comunicare pe baza unor tokenuri de comunicare foarte precise, care pot fi citite cu ochiul, adică nu sunt chestii codificate, Base64 sau lucruri de genul ăsta. Asta mi se pare cel mai interesant, și anume OCR, adică recunoaștere de text, dați o imagine și vă recunoaște textul de acolo, și povestea asta funcțională în cloud. Și speech recognition, tot prin cloud. Acum să vă dau un scenariu foarte concret unde funcționează foarte bine treaba asta. De câte ori ați sunat la furnizorii de telefonie mobilă și v-ați trezit că vă povestește un robot, apasă tasta 1 dacă vrei bla bla, tasta 2 dacă vrei bla bla bla. Cred că ați participat în astfel de comunicări cu o persoană care vă spune să tastați ceva. Și poate că ulterior vă preia cineva și povestiți efectiv cu o persoană reală. Dar de multe ori o puteți rezolva efectiv doar interacționând prin 1, 2 și așa mai departe. Ei, sunt servicii în Europa în general, care chiar și serviciile de banking se oferă prin speech recognition. De exemplu, dacă vorbiți cu o persoană concretă despre o problemă pe care o aveți cu contul bancar, persoana începe să vă ceară informații, spuneți-mi CNP-ul, data de naștere, pentru a vă asigura că și de ambele părți comunicarea este cât se poate de sigură și nu se accesează informații pe care nu le doriți. Ei, pe baza serviciilor de speech recognition există astăzi, și vă dau un exemplu, de exemplu în Olanda, servicii de banking și de plată, care se bazează numai pe speech recognition. Ei, povestea asta o pot accesa astăzi din cloud. Sau, de exemplu, ce-ar fi să fac recognition de text din niște imagini, dar iarăși folosim puterea cloud-ului. Pentru ca să vă arăt concret treaba asta, am și instalat proiectele la mine. Instalat proiectele la mine aici și aplicația, în mod normal, acum eu am să rulez, dar mare lucru nu o să vedeți din ce cauză, fiindcă ar trebui să îmi deblochez ăsta, emulatorul, scuze. Ar trebui să îmi deblochez emulatorul în așa fel încât să pot să uploadez o imagine pe care o vreau eu pentru ca să facă recunoaștere pe bază de a unei imagini și să-mi dea textul acelei imagini.
Dar aplicațiile sunt foarte simple în general. Fie puteți lua o poză sau să-i dați o poză dintr-un anumit director și vă recunoaște textul din acea poză. Dacă vreți să vedeți exemplu funcțional, am pe telefon aplicațiile și cu speech recognition și cu recunoaștere de text și chiar apelează serviciile din cloud. Strict pentru programator, ce trebuie doar știut este că povestea asta astăzi poate fi folosită gratuit. Cu alte cuvinte, imediat. Nu. Hawaii client, asta era. Cu alte cuvinte, există serviciul ăsta disponibil pe cloud azi. Odată că vă trebuie un ID pentru aplicațiile pe care le dezvoltați, și cam așa arată un ID, fiindcă se mapează cumva apelurile pe care le faceți cu așa zisul token de autentificare pe aplicație, și cu serviciul ăsta puteți să vă faceți treaba. Adică, în principiu, îi dați imaginea pe care o vreți sub formă de stream, el vă dă înapoi informațiile sub formă de text, iarăși sub formă de stream. Ce puteți face pentru ca să începeți toată chestia asta, să vă jucați cu ceea ce am povestit până acum? Vă trebuie SDK-ul de Windows Phone 7 și aveți training kit-ul care știe să vă dea suficiente exemple pentru ca să începeți, mai ales partea asta de notificare și tile notification și push notification. Pentru România, pentru a publica în marketplace, aveți posibilitatea să o faceți prin apamarket.com. E un third party, un furnizor prin care putem face publicări din România. Însă, foarte repede o să anunțăm accesul la în jur de 60 de pasuri pentru cei care aveți deja aplicația să o puteți publica foarte rapid prin intermediul Microsoft România și să vă rezolvați foarte repede problemele, chiar și pentru aplicații plătite. Pentru asta trebuie să trimiteți mail la wp.ro.dev, adică Windows Phone Raw Development, around microsoft.com. Și o să primiți, noi o să primim mail-urile alea. Și în principiu, dacă aveți o aplicație concretă, puteți să o publicați în marketplace fără nicio problemă. Vă asigurăm noi tot procesul să fie cât mai transparent în spate, dar ne bazăm tot pe Apa Market să facem povestea asta. Eu vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări,